Ninsorile și ploile se extind în întreaga țară, anunță meteorologii care au emis lună informare meteorologică și un cod galben pentru mare parte din țară. Informarea meteorologică a intrat în vigoare de luni seara de la ora 22 și va fi în vigoare până miercuri ora 18. De marți dimineață, ora 6, intră în vigoare un cod galben de vânt și ninsori abundente, care va fi în vigoare până miercuri seara la ora 18. În acest interval menționat, în sudul și estul Transilvaniei, precum și în zonele de munte, vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune stradă zăpadă pe locuri consistent, îndeosebi în zona montană și submontană. În zona montană înaltă vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 45-55 de km la oră, viscolind ninsoarea. ANM a publicat luni și prognoza pentru următoarele două săptămâni. Astfel, vremea va intra într-un proces de răcire în toată țara, dar de la sfârșitul săptămânii se va încălzi treptat, iar temperaturile vor urca până la 14 grade în unele zone, conform meteorologilor. În Transilvania, în prima săptămână de prognoză se vor înregistra variații semnificative de temperatură de la o zi la alta. În primele zile se va răci semnificativ, se va ajunge la 0 grade pe 8 decembrie, când și minimele termice vor scădea la o medie de -6-5 grade. După această zi rece, vremea se va încălzi, iar pe parcursul zilelor de 10 și 11 decembrie, temperaturile maxime vor reveni la o medie de 6-7 grade, iar minimele vor tinde spre -1-0 grade. Pentru a doua jumătate a intervalului sunt estimate maxime în medie de 2-4 grade, iar minimele cu o tendință de scădere ușoară de la o zi la alta vor avea o medie de -4-2 grade. Vor cădea precipitații moderate cantitativ în primele zile ale intervalului, dar mai ales în ziua de 7 decembrie. Temporar se vor semnala precipitații și în intervalul 10-13 decembrie, iar până în finalul cele de-a doua decade, posibilitatea de apariție acestora va fi mai redusă.